Urmează să montăm segmenții pe pistoane. Avem nevoie de un clește pentru segmenți, pentru monta segmenți. Luăm fiecare pachet. Eu i-am numerotat pe fiecare pentru că i-am probat în cilindri și o să-i montez exact cum i-am numerotat pe fiecare piston. Acum, când desfacem un pachet la această firmă, Goethe, nu știu dacă e pronunțat corect, ei de obicei scriu pe segment partea care se montează deasupra. Scriu top. Și partea aceea trebuie montată în sus. De obicei, în pachet, exact cum îi scoateți din pachet, exact așa trebuie montați, cu partea care iasă din pachet în sus. După cum vedem aici, avem numerotarea 1, 2, 3. Da? Ne spune aici cum trebuie să procedăm. Scoatem prima dată arcul la acesta. Acesta este de ulei. Primul segment pe care îl montăm este segmentul de ulei. Scoatem arcul, montăm arcul, după care montăm pe el și segmentul. Și vom începe cu primul. Exact cum îl scoatem din pachet, acesta are un scris pe el care ne zice că asta este partea de sus. Desfacem această sârmă. V-am zis, mare atenție, asta trebuie opusă, când îl montăm, trebuie opusă acestea, da? Deci exact așa să vină. Asta să vină opusă crestăturii. Bun. Luăm primul segment. Desfacem puțin arcul ăsta și montăm arcul pe piston, pe care îl strângem înapoi. L-am strâns, dar ținem cont unde este îmbinarea și facem un semn cu markerul. Îmbinarea noastră este aici. O să-i fac un semn, nu știu dacă se vede. Da? Noi trebuie să punem acum segmentul invers, cu crestătura invers. Ok, dăm pachetul ăsta la o parte să nu ne încurcăm. Punem segmentul în cleștele de segmenți. Da? Și îl deschidem doar atât cât este nevoie să-l punem pe piston. Nu desfacem prea mult pentru că o să-l crăpăm. Noi avem aici semnul, da? Suntem cu deschizătura opus. Ușor. L-am desfăcut. Mergem până în dreptul canalului. După care dăm drumul ușor și unul este montat. Da? A venit exact pe canal. Da? Arcul este deja intrat în el, este deja centrat, partea noastră de îmbinare este aici, crestătura la 180 de grade. Da? Următorul, cel de-al doilea segment de compresie, exact cum îl scoatem, da? Cu partea pe care scrie top în sus, îl punem în clește, puțină presiune, după care deschidem exact atât cât este necesar, nu îl forțăm prea mult. Ok, l-am pus și pe cel de-al doilea și urmează primul segment de compresie, la fel cu partea care scrie top în sus, nu știu dacă se vede pe cameră, da? Îl montăm în clește, pe care îl montăm pe piston. Deschidem exact cât este nevoie să intre, nu forțăm prea mult. Ușor ne ducem în jos, pe primul canal și avem trei segmenți montați. Cam așa se montează. Trecem la următorul. Următorul set. Desfacem. Primul segment.
segmentul de ulei, la fel, am luat pistonul numărul 2, l-am montat, îl strângem înapoi, da, am strâns arcul, îi facem un semn, să știm unde l-am poziționat, iar acum trebuie să venim cu segmentul în partea opusă. Ne asigurăm că este cu partea cu scrisul în sus. Trebuie să fim atenți să nu-l învârtim. Mai verificăm încă o dată să fie aici. Este crestătura acolo, după care ușor venim peste el. Și a intrat, da, este intrat, pe care urmează cel de-al doilea, exact cum îl scoatem din pachet, cu scrisul în sus. Cel de-al doilea este montat. Și cel de-al treilea, la fel, cu scrisul în sus. Este montat și primul de sus. Numărul 1 și numărul 2 montate. Urmează numărul 3. Facem un semn la crestătură. Am prins segmentul. Este în partea opusă, ușor. Este montat, da? Următorul, cel din mijloc, ne asigurăm că scrisul este în sus. Și cel de-al treilea, la fel, scrisul în sus. Ok. Montați și pe cel de-al treilea piston. Și urmează pistonul numărul 4. Desfacem și ultimul pachet de segment. Scoatem arculețul. Desfacem. Montăm pe el. Îl închidem la loc. Îi facem un semn cu markerul. Punem markerul la loc. Da, deci ăsta vine aici. Exact așa. Scrisul în sus.
chiar dacă vine pe lângă, trebuie să-l trage cu mâna foarte simplu, foarte ușor, nu este nicio problemă. Montat, urmează segmentul din mijloc, scrisul în sus. Deci mare atenție să nu îi întoarceți, da? Mare atenție cum, când îi montați, să vă uitați, să vă asigurați că scrisul este corect poziționat. Montat și cel de-al doilea. Și ultimul și cel de sus. Scrisul în sus. Ok. Montați toți trei. Cam așa arată. Nu prea ne ajută focusul. Bun. Acesta a fost și cel de-al patrulea piston. Am instalat și segmenții. Urmează să punem bielele pe pistoane.